că avem un acord NATO între membrii europeni, printre care și România, pentru achiziționarea până la 1000 de rachete Patriot. Despre acest subiect discutăm în minutele următoare cu domnul Mihai Fifor, fost ministru al apărării. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnule Fifor, cum vom folosi aceste rachete? Câte vor ajunge în România din cele 1000 și, foarte important, dacă avem banii necesari? Că discutam tocmai despre gaura bugetară. E foarte greu să vă spun câte vor ajunge în România. Cert e că discutăm despre un parteneriat, practic NATO, încheie un acord major pentru achiziționarea acestor până la 1000 de rachete Patriot. Este Agenția NATO de Sprijin și Achiziții, care sprijină o coaliție de națiuni, așa cum ați spus și dumneavoastră, Germania, Țările de Jos, România, Spania, pentru acest contract colectiv, să zicem, pentru achiziția celor 1000 de rachete. Cum știți, România, în momentul de față, are 4 sisteme Patriot, 4 sisteme care sunt funcționale, sunt operaționale și este absolut normal să ca România să achiziționeze și muniția necesară pentru aceste sisteme, în special aceste rachete. Categorică, dacă putem face lucrul acesta într-o coaliție de state care să participe la o achiziție, este, zic eu, un lucru benefic pentru țară, pentru că putem probabil beneficia de o cu totul altă procedură de achiziție și de un alt preț. Pentru România este esențial, ca și pentru toate celelalte state care au sistemele Patriot, repet, să aibă această muniție necesară. Să nu uităm că totuși Patriot în momentul de față este sistemul care poate să ducă o luptă în modul cel mai adecvat, o luptă împotriva unor ținte aeriene, așa cum s-a dovedit, iată, și în Ucraina și în alte state care folosesc sistemele Patriot. Mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră în jurnal. A fost în direct cu noi domnul Mihai Fifor, fost ministru al apărării, iată, despre necesitatea acestor rachete Patriot în România. Și vă amintesc aici o declarație a ministrului apărării, cel care spunea că vor ajunge în țara noastră întăriri de militari străini din diverse țări, precum Slovenia și alte state, vor ajunge în România în acest an, tocmai pentru a ne întări apărarea.